Salutare tuturor, iată-ne la Iași. Astăzi are loc cel de-al doilea concert din cadrul turneului Voltaj X Tour. Suntem în unul cele mai frumoase orașe ale țării. Băieții au cântat ieri la Jurilovca, aproape de Tulcea, pe malul Dunării, a fost foarte fain. Eu n-am fost cu ei, din păcate, dar am apucat să mă bucur de Iași un pic mai mult. Ei sunt pe drum la ora asta, probabil o să fie destul de obosiți, așa că o să-i lasă să se odihnească până la concert. Ne așteaptă o seară specială aici la Iași, în fața Palatului Culturii, o clădire emblematică, așa cum probabil știți și voi cei care locuiți aici. Haideți să descoperim împreună cum se desfășoară concertul Voltaj de la Iași pe 5 septembrie 2016. Asta înseamnă să ai talent. Ia vezi, mă, pe ce stai acolo? Ce? Se pare că stă nașp. Stă pe ceva? Stă pe stativ. Și aici n-ai ce să-i faci. Aici, vreau să-și. Vezi? Ce vorbeam de talent. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Eu am vrut să fac o automatizare din aia. Cum a fost drumul? Dumnezeu, Voltaj! Obositor! Bă, ăștia cu ăla grasul, nu? Nu, ăla e șeful meu. De unde e domnul celălalt cu părul scurt? Ne lași până la 5? Poftiți, vă rog! Mulțumim! Cum a fost frumos la Jurilovca? Foarte frumos. Am mâncat multe icre. Am văzut, v-ați plimbat pe Dunăre, frumos așa. A fost superb și am fost și la Gura Portuței. Intra! De... E etajul 5 la ușă? Da, aici. Bine ați venit. Pa, nu vă zic ce mă grăbesc să fac. Păi ne vedem mai încolo. Pa! Pa, bye now! Gata, au venit și băieții. Să odihnesc și ei un pic. După care mergem la concert. Știi gen, ne pregătim. Să nu se vadă că ne pregătim? Bine, atunci tu te duci mai încolo să nu intri în cadru, tu stai pe vine și eu stau mai așa și... Bun, așa, ca să nu se vadă că ne pregătim, suntem alături de fetele de la... fetele din Voltaj Academy. Este Ana, este Ana. Laura și este Lisa. Ele au cântat în deschidere la Suceava și vor cânta în deschidere și acum și aici da, la Iași. Iași. Spuneți-mi... Cine sunteți voi și cum ați ajuns aici? Noi suntem din partea Voltaj Academy, noi cântăm acolo, din toată inima noastră. Ah. Și în urma unei audiții organizate de trupă, am fost selectate să cântăm în mai multe orașe din turneul X-Tour 2016, marca Voltaj. Ok, ce faceți voi la Voltaj Academy acolo? Este o academie de muzică. Așa. Ne simțim bine alături de profesorii noștri care ne ajută să evoluăm în mod armonios în domeniul muzicii. Voi faceți canto, nu? Da. Eu fac canto și chitară. Faci și chitară? Da. Deci peste vreo 2-3 ani te vedem pe... Ne vedem și cu ea, cu chitara, cu chitara sub braț. Cum a fost experiența pe scenă la Suceava? A fost super. Stând așa în spate, zicea, vezi o mână, două, trei ridicate pe sus. Când urci pe scenă, ești parcă... Rămâi fără aer, fără... ți se usucă gura, ai inima în partea asta. A fost super. Mulțumesc, Voltaj, pentru cea mai frumoasă experiență din viața mea. Asta a fost, practic, cel mai numeros public în fața cărora cel mai mare, da. Cântat. Da. Da. Nici nu știu câți oameni au fost, de fapt, la Suceava, dar n-am văzut în viața mea asemenea public. Iată ce priveliște avem un backstage aici, cu Palatul Culturii. Cu Ștefan cel Mare. Da, domnul Ștefan. Cel Mare. Domnul Ștefan. Cel Mare. Ne scuzați că vă tratăm cu spatele, da? Trebuie să prindem în cadrul ăsta frumos, nepregătit, nu, e, totul e spontan. Doamne, spontan. Da, păi, mulțumesc fetelor. Noi mulțumim. Spor la treabă și hai să vă filmez pe voi, să vadă lumea ce știți să faceți. Mulțumim tare mult, vă pupăm. Pa, pa! Yo, let's go! Bună seara și bine ați venit la super concertul X al trupei Voltaj. Eu sunt Cristi Nițu, gazda voastră în această seară. Încă de la început vreau să mulțumesc partenerului nostru principal, respectiv
apele, generale, porte, dar și Kiss FM pentru susținerea acestui turneu. Înaintea concertului propriu zis, băieților de la Voltage, vreau să vă prezint trei fete super talentate, toate trei membre ale Academiei Voltage. Prima dintre ele se numește Lisa. Aplauze pentru ea, vă rog, și distracție pentru de seara asta în Iași. Care jos o să se ridice în timpul spectacolului. Toți cei care au tricouri pe ei sunt tehnicieni de scenă care au grijă să fie totul în regulă. Salut! El este câștigătorul de la Iași al concursului nostru de pe Facebook. Însoțit de părinții lui, îl cheamă David Andrei. Salut, David! E emoționat, după cum se vede. Ești emoționat? Noi ne pregătim, ne punem căștile. Și urcăm și la ea și fac și un selfie cu tine? Cam greu de văzut astăzi, a fost pe drum. Da, dar greu a fost cu Iașul ăsta. Într-un final a ieșit, după ce l-am amânat din cauza zilei de doliu național. Am avut și niște probleme de ordin tehnic. Am observat. Dani! Era cât pe ce să se rupă scena cu noi. Ia vino, sau peste noi, mai bine zic. Că noi n-am fost aici, am fost la cea Murlia sau... Nu, chiar lângă, la Jurilovca. Jurilovca. Am vino să povestești. Ce s-a întâmplat? Dani Klinger este show designerul nostru. S-a modificat designul scenei, acel prăjină. La o structură a unui degajament. 5 grade. Are rolul de a continua... Exact. Designul să nu se prăvălească. Nu mai ce să trebuie prăvălesc cu soția bat. Pentru că noi în 2002 am avut o scenă care a căzut pe noi. Acum trebuie să ne asigurăm că nu cade chiar în cadrul turneului nostru. Ce trebuie să știe oamenii este că asta s-a întâmplat ieri sau azi când se monta scena. Nu s-a întâmplat nimic în timpul concertului. Nu s-a întâmplat nimic, nu am fi lăsat lucrurile așa la voia întâmplării. Suntem noi, nu sunt fantomele noastre. Dar în fine, cert este că Iașu a ieșit foarte greu. Dar a ieșit până la urmă și le mulțumim ieșenilor că, mă rog, au schimbat atmosfera asta tensionată într-una foarte frumoasă. Au cântat, au sărit, au dat într-o zi de luni. Într-o zi de luni, da. Exact. Trebuie să după amânare. Asta în setlist. Exact, mergea. Era o idee, da. Viața mea mereu o zi de luni. În spate acum... vedeți Palatul Culturii așa prin scenă, prin care scenă. Este superb. Iași oricum e un oraș superb. Am observat, l-am vizitat zilele astea. Bun, acesta a fost concertul Voltage. Mergem mai departe la Oradea. Pe 9 septembrie la Oradea, pe 11 la Cluj, fără mine, dar cu ei. Pentru că în Iași nu există restaurante deschise după ore de încheierea unui concert, am comandat pizza. 7 pizza.
7. Și nu ne-am dat seama că e atât de mare, ne-a întrebat 45 de cm diametru sau 35. Oi, asta e ok, mulțumesc. Și așa am de editat în noaptea asta. Să zic că e bună.